Această casă va avea 350 de metri pătrați, antreprenor general. Casa va fi încălzită și răcită cu pompă de căldură aer-apă. Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit la librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi filmăm în acest șantier început recent, unde suntem antreprenori general. Deocamdată am început cu execuția infrastructurii, am început, ca la fiecare șantier, cu organizarea de șantier. Această casă va avea 350 de metri pătrați, va avea piscină, casa va fi încălzită și răcită cu pompă de căldură aer-apă. De asemenea, piscina va fi încălzită cu o pompă de căldură aer-apă individuală. Deoarece nu ne-am putut racorda la electricitate pentru organizare de șantier, am optat pentru un generator care ne furnizează necesarul la acest moment și care ne-a fost furat odată, când încă nu securizasem perimetrul. Șantierul a fost spart, din păcate, am adus alt generator și, bineînțeles, am securizat perimetrul după acest furt cu camere, monitorizare și intervenție rapidă. Dacă aveți un șantier și nu vă puteți racorda încă la electricitate, dar totuși doriți să securizați șantierul, aveți posibilitatea să montați un UPS care se va încărca pe timpul zilei prin generator și pe timpul nopții va furniza energie către sistemul de alarmă și monitorizare. Revenind la lucrarea noastră, în primă fază am decapat stratul vegetal cu ajutorul buldo-excavatorului, am evacuat pământul rezultat din decapare în aproximativ 4 mașini, am executat gardul provizoriu pentru șantier, peste acest gard am montat mesh de protecție specific șantierelor. Am executat o mică platformă de beton la intrarea în șantier, în fața magaziei și în zona toaletei ecologice și am adus un container de marfă și vom mai aduce unul pentru birou. Trasarea construcției s-a realizat de către topometrist, am făcut un sistem de balize din scânduri fixate de gard la cota 0. Ce înseamnă cota 0? Înseamnă cota pardoselii finite de la parter, adică la suprafața parchetului. Cota 0 a fost stabilită împreună cu proiectantul și inginerul topometrist. Pe balize s-au marcat axele. De asemenea, am marcat pe teren toate intersecțiile de axe cu ajutorul unor cupoane de fier bătute în pământ. Ulterior, ținând cont de aceste repere, am trasat marginile exterioare ale săpăturii și am început să săpăm cu drag și spor. Pentru piscină încă nu am executat săpătura, întrucât dorim să ne folosim de acel spațiu. O vom executa abia după ce vom finaliza infrastructura și suprastructura casei. După săpătură am turnat betonul de egalizare. Acest beton de egalizare se toarnă pentru a avea o suprafață perfect plană și pentru a putea instala corect carcasele de armătură. După această etapă am trecut la asamblarea carcaselor de armătură pentru tălpile de fundație. Avem tălpi continue sub pereții de zidărie. Pentru cei care nu vorbesc această limbă constructeză, aceste tălpi sunt necesare pentru susținerea structurii, atât la încărcare gravitațională, cât și seismică. Gândiți-vă la structura clădirii ca la corpul nostru, așa cum tălpile omului susțin corpul, tălpile din fundație susțin structura. Între placa de beton și zidărie vom avea un strat de hidroizolație. Tălpile de fundație sunt armate cu fier, diametru 16 mm BST500C. Înainte de montajul armăturii au fost trasate din nou axele construcției. Deci, a venit din nou domnul topometrist și a marcat aceste axe cu ajutorul unor cuie pentru beton. Ulterior, am fixat barele longitudinale de fier pentru stâlpii de la parter. Am turnat betonul de clasă C1620 conform proiect. După turnare am folosit vibratorul pentru beton pentru a nu avea zone cu segregări. Am turnat betonul în straturi succesive, fiecare strat a fost vibrat complet înainte de a-l turna pe următorul, astfel bulele de aer ajung singure la suprafață și evităm apariția golurilor în beton. Am luat probe de beton, le-am dus la laborator, încă nu au ieșit probele, dar suntem convinși că va fi foarte bine. Și după această turnare, care tocmai s-a încheiat, poate îi se face beneficiarului milă de noi și poate ne permite să-i întocmim și o situație de plată. Cam atât pentru astăzi, vă vom ține la curent cu evoluția acestei frumoase case. Apelați cu încredere la noi. Dacă doriți să construiți o casă, un bloc sau orice altă clădire, ne vom ocupa de tot de la A la Z, atât construcții cât și instalații. Și până data viitoare, nu uitați să salvați planeta!